Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor, și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Trei profesori care predau în Suceava, că nu putem spune despre domnul Olivier Boriu că e sucevean, decât adoptat, alături de soția sa, Laura, și de un profesor de la Liceul Agricol din Dorna Candrenilor, au primit din partea ambasadoarei Franței la București Ordinul Meritul Agricol în grad de cavaler. Și am bine lumea, uite ce țăran sunt francezești. Ce țăran sunt francezi. Au un ordin pentru meritul agricol. Da, e banca aia franțuzească, Credit Agricol, nu? Uh-huh. E pun foarte mare accent pe asta. Franța și noi aveam cândva o bancă agricolă. Da. Franța este o țară care are grijă de acest segment. Păi ca să faci vinurile celebre franțuzești, trebuie să practici păi agricultura. Ai vin, ai brânză, ai muștar, da? Care sunt trei și sunt recunoscute în plan mondial. Sunt baghetele franțuzești de pâine, deci Franța știe. Ha, nu, hai să nu ne ducem în ce alimente pregătesc francezii, nu? Croissant și... Da, nu, deci... Sau, inclusiv lavanda celebră franțuzească, tot prin agricultură. Noi suntem domni. Noi suntem domni. Face. Nu, banca agricolă nu mai avem, că ai zis tu, suntem așa. Îmbucurător este faptul că... Mai avem bancă de gene. Discutam noi cu cineva de genii. Discutam cu cineva care fusese prin sud, prin județul Vâlcea, pe acolo, pe partea aia, zilele trecute. Mă gândeam că prin sudul Franței au și eu, în județ Vâlcea. Nu. Și spunea că era bucuros pentru că a văzut peste tot câmpuri lucrate ca afară. În ultimii ani s-au schimbat lucrurile foarte mult. Au înțeles lumea și oamenii că să se asocieze. Dacă lipești terenul, nu înseamnă că dai la colectivizare. Și au venit și firme, companii mari, puternice, care au și utilaje, care lucrează. Și la noi în județ lucrurile s-au mișcat foarte mult în ultima vreme, ceea ce este îmbucurător. Doamna Oer nu putea să rămână datoare. Că a primit titlul de cetățean de onoare, trebuia să dea și dumnei ceva, nu? Și-a dat și... trei distincții. Da, dar îți dai seama că nu le-a dat degeaba așa ca să fie dată. Le-a dat unor oameni care merită. Suceava trebuie să exploateze această relație. Am avut... așa, cum să zic eu, bucuria sau, da, să zicem, bucuria de a participa la recepția dată în onoarea doamnei vineri seară. Alianța franceză a făcut un an de existență și a fost o mică recepție în cinstea doamnei Oer, care luase titlul de cetățean de onoare și am văzut că doamna e la modul sincer încântată de Suceava. Îi place foarte mult aici. A fost și la mănăstiri, pe nu știu unde au plimbat-o. Ea este foarte pasionată de obiecte de patrimoniu. Au această diplomație de a le plăcea într-un loc sau în altul. Din asta, informală, adică nu se fandosea că se facă pe placul cuiva. Ea avem doi ambasadori pasionați de Suceava. E ambasadorul Israelului. El e pasionat de toată România. Am văzut că e Dar e foarte pasionat de Bucovina și a făcut prieteni, la modul real, prieteni la Botoșana. Așa la Botoșana. Și doamna Oer e, am înțeles că asta, că e pasionată de probleme de patrimoniu, de chestiuni care țin de patrimoniu și a fost în vizită și i s-a explicat că mai e de vizitat, dar chiar e foarte încântată și trebuie, bun, ea a și zis că relația pe care o are cu doamna Ardeleanu contează foarte mult. Trebuie exploatat această slăbiciune aici pentru zona noastră, pentru că, nu știu, am mai zis cu siguranță, am zis și în discuții private, domnule, Franța și Germania sunt cele două motoare ale Uniunii Europene. Acum Franța e mai motor, pentru că domnul Scholz pare mai mulcuț, așa, domnul Macron e pe val pentru că a luat alegerile prezidențiale de curând. Oricum are mai multe voturi în spate decât are domnul Scholz. De văzut acum ce se întâmplă la parlamentarele din Franța. La domnul Scholz e un pic complicat pentru că este o largă coaliție acolo. Aici la domnul Macron, dacă reușește să-și ia și partidul, să nu fie prea mult în coaliție, să conducă tot ele altceva. Și trebuie de profitat, de exploatat această slăbiciune a ambasadoarei Franței la București pentru a face niște lucruri concrete. A fost și acel maraton de business cu o zi înainte cu oameni de afaceri francez. Hub-ul umanitar e un prim lucru care funcționează foarte parcă bine. Parcă hub-ul ăsta umanitar a fost parcă pentru francez, da. Că nu mai au venit niște ajutoare consistente. Noi n-am mai auzit nimic. Chiar să-l sunăm pe Alin Găleată să-l mai întrebăm pentru că el știe. Și trebuie neapărat de exploatat filonul franțuzesc, pentru că ar fi păcat să nu se întâmple lucrul ăsta. Și am fost acolo și ce mai vreau să spun așa, m-am întâlnit cu Sofia Bicoveanca, care a susținut un spectacol și mă uitam așa
o doamnă în vârstă de 80 de ani. Mulți înainte. Deci 80 de ani. Cum a numit-o domnul Neculai Barbă de la Consiliul Județean, ambasadoarea Bucovinei. Da, dar foarte tot, cu glume, cu din astea, știe să țină show, să pună lumea să danseze, spunea și câte o glumă. Și foarte energică. Deci la 80 de ani foarte energică. Și am discutat un pic cu dumneavoastră și principala ei temere să nu încurce cumva datele pe care le are la spectacole, pentru că a fost cu pandemia, unele petreceri s-au amânat, unele evenimente s-au amânat. Adică are foarte multe angajamente. Și zic, dar dumneavoastră n-aveți pe cineva? O zic, nu, că eu sunt singură. Așa, singură îmi notez, singură îmi fac, așa, iar grijă și asta are ea o expresie, să nu calce o pinca obrazul sau așa, să nu se facă de râs, să nu încurce. Și e foarte atentă să-și pună în ordine toate evenimentele astea, că se schimbă, în fine. Dar toată lumea de acolo, deci toată lumea, că nici nu erau multe persoane, acum exagerez, 80% dintre cei prezenți să meargă la ea, să dea mâna, să facă o fotografie, să schimbe două vorbe, să o vadă de aproape, toată lumea a plăcut-o de acolo. Și francezi și români. Toate chiar francezii nu înțelegeau ce cântă. Bun, domnul Coler de la Ambro, care vorbește românește, managerul general, știe acum română. Doamna ambasador știe română. Da, nu și vorbește, cel puțin citește. Da. Da, înțelege și vorbește. Și am întrebat-o cât are un an jumate, mi-a zis. Sofia, doamna Sofia Vicoveanca e o emblemă vie da, a acestei zone. Da, da, și o înțelegeau toți, adică transmitea așa o energie. Bun, și făcea cântecul pe toți, e un da. Limbaj universal până la urmă. Ne îndreptăm acum către lucruri nervi. Mai puțin vesele. Nu mă mai enervez. Chiar nu am zis că n-are. Nu, te-ai enervat data trecută. Când nici n-aveam așteptări acum. Acum nici nu mai conta. Ba conta, dar nu mai aveai cum să întorci. Păi tocmai, acasă la ei. Nu atât că era acasă la ei, dar n-ai cu cine. Pentru că loviți, muiați, vai de mama lor. Și când l-a dat și pe Macongo, acum la Galați, minutul 10, afară joci în 10, din minutul 10 e gata. 1-0 la Suceava la bătaie, 2-0 acolo. Deci e clar, astăzi iar am făcut cu Ciprian Anton, președinte asociația, la Asociația Județeană de Fotbal și director la LPS. Și a zis și el, dar eu cred că asta e o părere unanimă. Pe lângă unii care cântă în strună actualii conducere, sunt și că am mai văzut pe Facebook din asta niște făcături de adrese, știi? Conturi false. Conturi false, unii o dădeau așa, adică eu... Erau niște oameni foarte așezați, gânditori de la Hamagia. Stați ușor. Păi bun, dăm afară, dar pe cine punem în loc? Că dacă îl aducem pe unul ăla nu mai știe. Niște vrăjeri din astea ieftine. Din ăștia năimiți sau prieteni cu ei. Dar în rest, oamenii normali, ca zic așa, zic, bă, gata, gata, hai acasă. Toată lumea acasă. Și a zis domnul Anton că trebuie de făcut o horă din asta, ca să-i zic așa, și cu Foresta. Dar într-o altă distribuție acolo, cred, nu? Și cu liceu, cu program sportiv, și cu juniorul, echipa care are șanse să intre acum în Liga 3-a, are meci de baraj cu o echipă din Neamț, una Răcești, sau nu, ce se meră? Doamne ajut! Normal când zici Suceava cu Răcești, sau cum se cheamă. Dar ea câta echipa Sucevii, dacă e să o iei așa, știi? Suceava, câte echipe n-are? Și cu Luceafărul de făcut așa, ok, nu se mai poate, adică Suceava e un oraș cu pretenții. Se dovedește că nu. Se văd Galați. Eu cred că Dante Botoșan se va califica. Ciprian Anton spune că Oțelul, care suportă, că e Dornel acolo, Dornel Munteanu. Dar eu am Galațul nu rupe norii. Am fost noi mai slab decât ei de ne-au bătut Galațul. Dar Dante, pe care am văzut tot bătându-ne pe noi aproape de fiecare dată, eu zic că Dante, din punct de vedere sportiv, e mai bună decât Galațul. Și Galațul e un oraș cu pretenții, cu public, cu dorință de fotbal. A fost echipă campioană. Ar fi și pentru ei o tragedie să tragedie. Ar fi neplăcut să rateze din nou calificarea. Și a ratat șansa Sorine să jucăm cu Dinamo, să-i bate merg cu 4 da. Mănâncă-mă frumos. Dar nu pentru că dinamoviștii s-au ținut de cuvânt, au retrogradat. Ei au retrogradat, așa da. Noi. Nu, e clar că trebuie făcut ceva, acest Ivan Gvozdenovici trebuie să plece. Mai puțin cred că a plecat de el, normal era să plece. Loc. Păi nu, dar el n-are ce căuta, a demonstrat odată, l-ai mai adus și a doua oară. Și dacă l-ai adus a doua oară pe Gvozdenovici... Măcar e... să promovezi. Nu, dar cum să promovezi dacă nu te-a promovat prima oară? De aceea a mers și s-a rugat la biserica poate. Din
Belgrad și i-a dat Dumnezeu puteri sporite. Sunt niște discuții mai de mult că nu se dorește promovarea. Păi dacă l aduci pe Ivan Gvozdenovici a doua oară, înclin să crezi că așa este. Oricum. Sigur că dacă ai promovezi, să vedem primarul dacă se buget. Ține de cuvânt. Dacă primarul Lungu, care a spus că taie finanțarea la Foresta în actuala configurație. În Andrei condițiile Cita, în care nu președintele promovează. A spus în ianuarie la Radio Top, a spus că dacă nu se promovează, se desfințează, se nu știu ce. Deci e clar că această construcție este falimentară. E clar. Bun, dacă ambiția Sucevei era de a se menține în Liga 3, aia e. Nu. Bă, dar în fiecare an, anul ăsta atacăm promovarea. Bă, tot o atacăm, dar nu găsim golul spre ăsta, drumul spre poartă, spre gol. E o construcție care nu funcționează, trebuie gândit altfel. În tot acest timp, Șomuț Fălticeni a câștigat cu CSM Pașcani, a terminat play-out-ul pe locul 3, da, nu, pe locul 2. Da, pe locul secund. Da, nu. În Liga așa, 3-a. Na, ca să fie și la Fălticeni. Păi, dar poate că și de acolo poate fi un jucător și de dincolo câte un jucător. Nu știu, construcția și asta, nu știu cum s-ar putea face, că unde sunt mulți, puterea nu crește întotdeauna, știi? Că și dacă aduni foarte multe, cine să fie? Trebuie un lider. Bă, care este liderul ăla de la Suceava? Și ne aliniem în spatele lui. Păi nu e antrenorul sau e un jucător? Nu, dar trebuie un lider care să facă acest proiect, îți trebuie un lider. Îl pune pe Dorin Goian. Bă, Dorin, ia și fă acolo. A preluat, știi că a fost cândva. Da, dar lasă-l să facă, nu din asta. Pune-l, el să fie șeful șefilor. Mai nu vrea Dorin? Nu știu, zic și eu așa, dacă nu. Altul, Florin Cristescu, niște băieți care au fost aici. Ia, luați-vă și construiți. Dar nu merge cu aia, cu construcția de acum de la Foresta este falimentară și ea trebuie demolată. Cum e o clădire veche și abia se ține, ce să-i faci decât să o cârpești? N-ai cum să o cârpești, mai rău faci. O demolești și faci alta. Și dacă mă întreb ce să se întâmple cu banii când se desfințează echipa, nu? Care bani? Bugetul. A, poate merge către handbal, de exemplu. Unde la handbal ai performanță, la junior 1, la junior 2, la junior 3 și la seniori. E de felicitat. Uite, clubul ăsta este puternic la handbal și fotbalul s-ar putea inspira. Ai vicecampioni la junior 1 și 3, campion național la junior 2 și locul 9 în Liga Zibrilor. Da, dar asta nu înseamnă că, nu știu, eu cred că au bani suficienți. Da, nu i-am auzit niciodată. Și au și motivație, nu știu, da, au și da, e și universitatea acolo, vine și acolo cu niște burse, cu mâncare, cu cazare, cu chestii. Domnul Gherban, care este antrenorul principal, chiar nu s-a plâns, a zis că au condiții foarte bune. Deci nu cred că ar mai trebui bani acolo. Am auzit pe cineva că se dați domnul la handball și la rugby. Dar la rugby parcă am fi nu știu ce. Stem. La rugby s-au dat bani ca să nu se desfințeze echipa. Da, era riscul să se desfințeze oricum, în acesta. Da, e bineînțeles că trebuie ținut așa că sunt pasionat și colo și colo. Dar numărul unu rămâne fotbal și dacă ar fi fost Liga a doua, alt ar fi fost și prezența pe stadion. Și stai să vezi tu, Sorine, când se face sala polivalentă, cât public va fi la handball. Cu mine vorbești? Ce se facă? Sală polivalentă. Bine. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.